Vești triste pentru comunitatea motocicliștilor din România. Edestup, considerat cel mai vârstnic motociclist din țară, a decedat la vârsta de 74 de ani. Acesta s-a stins la locuința sa din Cugir, județul Alba. Anunțul decesului a fost făcut de Lupisigida Veicuci, clubul local al motocicliștilor, în care Edestup era membru. Astăzi este o zi foarte tristă pentru noi și poate pentru mulți motocicliști din România, din păcate Edestup nu mai este printre noi am pierdut mai mult decât un membru lui PCG vei cu Girmefe, dar întreaga comunitate a pierdut un veteran al motocilismului. Șase decenii călare, un împătimit al mersului pe două roți și poate unul dintre cei mai iubiți, cuvintele sunt de prisos. În seara asta priveghiul va avea loc la e de acasă, iar mâine seară la capele la Biserica Catolică de Pescăunel. Revenim cu mai multe informații legate de înmormântare, Dumnezeu să te odihnească în pace. Ai fost și vei rămâne mereu în sufletele noastre. Un motociclist adevărat. Riding Peace Bătrâne au transmis motocicliștii de la Lupi Sigidavei pe pagina lor de Facebook.